Dacă ești antreprenor în industria Horeca, odată cu publicarea ordonanței de urgență aseară în Monitorul Oficial, ți s-a luat o piatră de pe inimă. Plata pentru perioada 25 iunie-25 septembrie 2020 și pentru durata stării de urgență va fi redusă din impozitul specific anual, iar termenul pentru primul semestru s-a extins până pe 25 octombrie. Emilian Duca, consultant fiscal, îți explică ce alte facilități mai ai dacă plătești în continuare impozit pe profit sau dacă ai întârziat cu plățile la bugetul de stat. S-a introdus un mecanism de bonificare la plată, astfel că în trimestrul 2 și 3, persoanele care achită impozitul pe profit la termen beneficiază de o reducere de 10%. Putem semnala o reducere a sumei de plată pentru chiria sectoarelor de plajă cu circa 30%, începând cu data de 25 iunie și până la 25 octombrie, de a nu se calcula accesorii, adică majorări, dobânzi sau penalități, pentru sumele neachitate la bugetul de stat.